Penitenciarul București-Rahova a organizat astăzi o conferință dedicată prevenirii și conștientizării pericolului consumului de substanțe interzise, prelegerea cu tema Calea vindecării de la dependență la reintegrarea în firesc a fost susținută de părintele Tudor Gheorghe, asistent social în cadrul Centrului de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri Sfântul Stelian din București. Conferința s-a desfășurat în paraclisul penitenciarului București-Rahova, ocrotit de Sfântul Apostol Andrei. Invitatul principal a fost părintele Tudor Gheorghe, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București și asistent social în cadrul Centrului de Evaluare și Tratament al Toxicodependențelor pentru Tineri Sfântul Stelian din București. Părintele le-a vorbit persoanelor private de libertate despre pericolul ce se ascunde în spatele consumului de substanțe interzise și a evidențiat mijloacele de prevenire a acestuia. Astfel de acțiuni aduc cu sine o cale terapeutică, mai ales pentru cei care sunt aici și au fost înainte consumatori, se realizează o acțiune de prevenire a recăderilor. Pe de altă parte, ceilalți prezenți au înțeles că flagelul acesta al drogurilor reprezintă o mare problemă de sănătate și sperăm că această conferință îi va ține după eliberare departe de consumul de droguri. Pe de o parte, tratarea dependenților implică mai multe componente. În primul rând, o componentă medicală și aici avem tratamentul substitut în programe naționale de sănătate mentală și o componentă pluridisciplinară în care sunt implicați asistenți sociali, psihologi, preoți, ergoterapeuți, terapeuți. În sine, conceptul de vindecare este foarte complex și vindecarea înseamnă foarte multe ore de terapie și înseamnă implicare atât din partea specialiștilor, dar și al pacientului, pentru că vindecarea reprezintă un proces complex în care pacientul învață o nouă viață. Părintele a venit să ne împărtășească din experiența dumnealui. Adresabilitatea este una generală, pentru că această conferință a fost filmată și va fi difuzată pe circuitul intern de televiziune al penitenciarului, dar în special pentru foștii consumatori de droguri. Aceasta a țintit în special vindecarea de această adicție, de această problemă, ceea ce cu toții ne străduim să facem, atât eu cât și colegii mei, ofițerii educatori, asistenții sociali și ofițerii psihologi, cu toții avem același scop, și anume să facem tot ceea ce ține de noi pentru a reda societății oameni reintegrați. Reintegrați, așa cum spuneam, în special în firesc. Să meargă la familii, să meargă în comunitățile din care fac parte mai buni și, dacă se poate, și vindecați de problemele cu care aceștia au venit sau problemele care i-au făcut să ajungă în detenție. Așa cum spuneam, adresabilitatea este către toate persoanele care sunt custodiate în acest penitenciar. Mulți regretă, iar mulți dau slavă lui Dumnezeu, poate pare paradoxal, pentru că au ajuns la penitenciar, pentru că este o ocazie de a se vindeca de această problemă pe care au avut-o. Chiar au mărturisit părintei, mulțumesc lui Dumnezeu pentru că am ajuns aici, pentru că altfel nu puteam să renunț la ceea ce făceam. Poate sună un pic aiurea ce zic, dar într-un cuvânt îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt aici. De ce? Faptul că am ajuns aici m-a făcut să ies din acea lume neagră în care eram. În care am uitat ce înseamnă familie, am uitat ce înseamnă copii, am uitat ce înseamnă frați, tot ce este mai frumos cu lumea asta. Trăiam doar pentru ziua de mâine, trăiam doar pentru următoarea doză și trăiam doar pentru acea plăcere, între ghilimele de rigoare. Sunt multe lucruri care ar trebui spuse, dar totodată cei care n-au trăit aceste experiențe nu au cum să le înțeleagă. Dar faptul că am ieșit din această lume e o mare mulțumire pentru mine. Ce sfat ați avea pentru cei care sunt tentați să consume? Să spună nu. Doar atât. Că nu încerci niciodată. Doar să spună nu. Puterea vine de la ei, de la eliminare. Care credeți că e primul pas în tratarea acestei dependențe? Ce ar trebui să conștientizeze persoana care consumă? Gravitatea acțiunilor sale, fără să vrea. Pur și simplu faci rău celor din jurul tău, pe lângă tine, îți faci rău celor din jurul tău. Familiei care suferă, copiilor, dacă ai soții, fraților și așa mai departe. Ei suferă cel mai mult, ceea ce noi nu vedem chestia asta, decât când chiar suntem disperați și vrem ajutor. E foarte greu să ajungi la chestia asta, să spui ajută-mă, dar nu e imposibil.
În cadrul programului de reintegrare socială, la nivelul penitenciarului sunt organizate mai multe proiecte. Printre acestea se numără și vizite la unele așezăminte monahale din Arhiepiscopia Bucureștilor.